Bună! Sunt Adelina Pop și azi vom vorbi despre de ce îi judecăm pe ceilalți. Suntem atât de obișnuiți să facem asta, încât de foarte multe ori nici nu mai observăm când emitem o judecată, uneori cu voce tare, alteori doar în mintea noastră. Și poate ar fi cazul să ne întrebăm de ce facem asta. Unul dintre motivele pentru care avem tendința să judecăm pe ceilalți e faptul că facem o mică eroare de atribuire. În sensul că în momentul în care cineva face ceva greșit, avem tendința să atribuim acel comportament personalității persoanei. De exemplu, mi-a tăiat cineva calea în trafic azi să mă gândesc vai ce idiot, uite ce, cum conduce, o să omoare pe cineva. Însă, dacă eu fac același lucru, o să mă gândesc că e ceva contextual. Uite, m-am grăbit, uite, nu mi-am dat seama. Da? Nu o să mă gândesc că e ceva neregulă cu mine, ci o să mă gândesc că acel context îmi scuză comportamentul. În schimb, în cazul celorlalți, nu facem același lucru, ci avem tendința să spunem că ceea ce fac, că tot ceea ce fac, că felul în care se îmbracă, că felul în care se uită la noi, că felul în care reacționează, spune ceva despre personalitatea lor și despre... Caracterul lor, un alt motiv pentru care avem tendința să judecăm pe ceilalți, e felul în care ce, ceilalți ne fac pe noi să ne simțim. E impactul pe care ceilalți îl au asupra vulnerabilităților noastre. În momentul în care observ că am tendința să judec pe cineva, spre exemplu, legat de felul în care arată. Poate ar fi cazul să mă uit puțin la. Cum mă simt eu cu felul în care arăt? În ce măsură mă simt confortabil cu mine? Foarte multe persoane care au o problemă cu propria greutate o să observe anumite schimbări, o să observe anumite lucruri la ceilalți, o să facă observații legate de greutatea celorlalți. În momentul în care eu mă simt nesigură pe reușitele mele profesionale sau am o nemulțumire legată de asta, în acel moment o să am tendința să-i critic, să-i judec pe cei care mi se pare că au mai mult succes. Și în loc să încerc să văd ce aș putea învăța, ce anume au făcut ca să. Ajungă în acel punct, ce anume au făcut ca să aibă grijă de corpul lor, ce anume au făcut ca să se dezvolte pe plan profesional, rămân blocat în a-i judeca. Încearcă să vezi că în spatele tendinței de a judeca e ceva mai mult, e povestea celorlalți și e povestea ta. Încearcă să înveți din aceste momente și azi, în momentul în care vrei să emiți o judecată sau îți trece prin minte o observație legată de cineva, încearcă să te întrebi ce îți spune asta despre tine, ce poți tu învăța din asta. Concentrează-te pe cum poți tu să te dezvolți, nu pe minusurile celorlalți. Îți mulțumesc!